Bine v-am găsit la știri, doamnelor și domnilor, ca urmare a codului portocaliu de caniculă valabil pentru județul Alba în intervalul 3-6 iulie, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a decis ca în municipii și orașe să fie amplasat cel puțin câte un punct de prim ajutor. Decizia a venit în urma videoconferinței cu Ministrul Sănătății Vasile Cepoi, desfășurată la sediul Prefecturii Alba. Pentru combaterea efectelor temperaturilor extreme, Comitetul Județean pentru Situații de Urgență Alba a stabilit ca punctele de prim ajutor să fie amplasate în spații publice vizibil semnalizate. În municipii și orașe va fi înființat cel puțin un punct de prim ajutor unde se distribuie și apă potabilă. În aceste zile în care s-a decretat cod portocaliu, s-au instituit trei puncte de prim ajutor, să spunem, sub formă de corduri, care au fost amplasate cu sprijinul primăriei Alba Iulia și unde putem găsi voluntari ai Crucii Roșii, care distribuie apă, tot așa distribuită de către primăria Alba Iulia. Distribuie apă, iau tensiunea celor care solicită și acordă primul ajutor. În colaborare cu Direcția de Sănătate Publică Alba și Primăria Municipiului Alba Iulia, filiala noastră a organizat trei puncte de prim ajutor în centru, în fața la Casa de Cultura Studenților, în Ampoi 3 și în cetate, în apropiere de cinematograful Dacia. Direcția de Sănătate Publică Alba, împreună cu voluntarii noștri, asigură permanența la corturi, iar primăria s-a ocupat de instalarea corturilor și de asigurarea apei potabile. În ultimele 24 de ore s-au înregistrat în județul Alba doar 3 cazuri de lipotimie. Totuși, pe timpul codului portocaliu, e bine să fim precauți. Recomandările pe care vrem să le reamintim populației și pe care sperăm să le și le însușească și să le respecte sunt acelea de a nu ieși, a se expune în exterior între orele 11, 16, chiar 18 în această perioadă, să se hidrateze pe cât posibil prin consumul de lichide, apă, plată în speță, sucuri naturale, să folosească pe cât se poate o îmbrăcăminte din fibre naturale și de culoare deschisă, să-și acopere extremitățile, bolnavii cronici să nu uite să-și ia medicamentele. De asemenea, copiii și persoanele în vârstă, în special, este bine să evite cu totul expunerea în aer liber. Comitetul Județean pentru Situații de Urgență a mai solicitat instituțiilor publice să își adapteze programul de lucru astfel încât deplasarea angajaților să se facă în afara intervalelor orare cu temperaturi extrem de ridicate. De asemenea, instituțiile cu atribuții în domeniu trebuie să identifice persoanele aflate în dificultate și a căror stare de sănătate poate fi influențată negativ de caniculă și să le comunice Direcției de Sănătate Publică. Cea de-a doua probă scrisă a examenului de bacalaureat a avut loc astăzi, începând cu ora 9. Elevii care au absolvit o clasă cu profil real au dat proba la matematică, iar cei de la uman la istorie. În Alba, aproape 170 de absolvenți au absentat de la examen, iar un elev din Abrud a fost eliminat pentru tentativă de fraudă. În jurul orei 12, curtea centrului de examen la Colegiul Național Horia Cloșca și Crișan din Alba Iulia a fost plină de părinți veniți pentru a-și aștepta copiii care au trecut prin focul probei obligatorii a bacalaureatului. La ieșirea la examen, majoritatea absolvenților au discutat aprins răspunsurile. Ăsta a făcut IB-ul și C-ul sau nu știu să fac. Care? Da, pentru că spuneți ceva. Păi făcut, dar nu știu. Atât la istorie cât și la matematică se pare că subiectele au fost accesibile și nu au ridicat probleme deosebite. La ce ai dat proba astăzi? La istorie. Cum au fost subiectele? Acceptabil pentru cine a învățat. Punctul 2 și punctul 1 s-a discutat toată lumea, la punctul 3 mai greu un pic. La matematică M1. Cum au fost subiectele? Bine, acceptabil. Destul de bine. La ce ai avut probleme? Dacă ai avut probleme? Păi nu știu, la unele, la calcule, în general, dacă nu ești atent, poți să greșești foarte ușor. A fost subiecte mai dificile decât te așteptai? Nu, mediu. A fost destul de acceptabile pentru toată lumea, zic că un 7 se putea lua ușor. A fost un examen în care am reușit să arătăm ce putem. Subiectul a fost acceptabil. La ce ai avut examen astăzi? Matematică M1. Cum ți s-au părut subiectele? A fost vreunul mai dificil în mod special? Au fost subiecte accesibile pentru toți, zic eu.
Nu mi s-a părut nimic foarte dificil. În județul Alba, peste 2600 de elevi au susținut proba la matematică și aproape 760 de absolvenți la istorie. Eu nu am avut incidente deosebite, am avut de așteptat 3361 de elevi, au lipsit din păcate 168 și tot din păcate am avut un eliminat. Care este motivul pentru care a fost eliminat? Din ce au spus, a declarat președintele din centrul de examen Abrud, tentativă de fraudă. Elevul care și-a forțat norocul va mai putea susține bacalaureatul în sesiunea din toamnă, dar abia anul viitor. Ultima probă scrisă a examenului de maturitate și a la alegere va avea loc vineri, iar primele rezultate se vor afișa pe 8 iulie. Medicii Alba Iulieni încă nu eliberează rețete electronice. Deși din 2 iulie rețeta electronică ar fi trebuit să circule în paralel cu cea pe hârtie, medicii de familie nu se grăbesc să treacă la noul model, mai cu seamă că sistemul nu este în totalitate funcțional și nici rețeta electronică nu este obligatorie decât din 1 ianuarie 2013. Data anunțată de autorități pentru începerea funcționării prescripției în format electronic 1 iulie nu corespunde nici pe departe cu realitatea din teren. Deși cele mai multe dintre farmacii sunt dotate cu cele necesare pentru a putea elibera medicamentele prescrise, nu au ajuns să exerseze noul model pentru că nu au văzut încă o rețetă electronică. Nu am avut solicitări pentru rețete electronice. În privința dotărilor, ați reușit să vă dotați cu tot ce aveți nevoie? Da, am cumpărat cititor de card, avem imprimantă laser. Am avut o pregătire informală cu reprezentanți de la Casa de Sănătate acum 2 săptămâni, dar mai mult teoretic. Pe de altă parte, reprezentanții Casei Județene de Asigurări de Sănătate Alba susțin că sistemul este funcțional și atât medicii cât și farmaciile au dotările tehnice necesare. Începând de ieri, a început prescrierea acestor rețete în sistem electronic. Să sperăm că lucrurile vor merge bine. Deocamdată n-am întâmpinat nicio dificultate. Oamenii suficient de bine pregătiți pentru asta. Să vedem și momentul eliberărilor din farmacii. La nivelul medicilor de familie, singurul lucru care trebuia să și îl procure era imprimantal, cu jet de cerneală sau laser, iar la nivelul farmaciilor, cititoarele de codebare. Probleme mai mari vor fi, în schimb, la nivelul spitalelor, unde va trebui o semnătură electronică pentru fiecare din medicul prescriptor, calculator în fiecare cabinet, imprimante. Softul a fost repartizat gratuit de către Casa Națională fiecărui medic, respectiv și prescriptor din ambulatorul de specialitate, respectiv spital, iar semnătura electronică la nivelul medicilor de familie nu este o problemă, întrucât toți au semnătura electronică de aproximativ de un an, deci sunt în faza de reînnoire. Cu toate acestea, după 3 zile de la startul mult anunțat, prescripțiile au fost eliberate tot după modelul tradițional pe hârtie autocopiantă. Medicii de familie au întâmpinat o serie de probleme și nu se grăbesc să prescrie după noul model. În primul rând, până luni, pe la amiază, n-a funcționat site-ul. Deci a fost întrerupt în totalitate, după care s-a dat drumul. Conexiunile sunt foarte greoaie. Încă nu știm cum să le generăm în totalitate. Nu știm ce va fi cu rețetele pe care le vom greși în această etapă, pentru că, după cât știu și eu, altă rețetă nu se poate face. În acest moment, în schimb, încă aproape în totalitate, colegii noștri scriu rețetele clasice. Sperăm că ne învățăm. Săptămâna viitoare, din nou, vom avea o întâlnire cu toți medicii de familie din județul Alba, în care vom relua discuțiile, să vedem după o săptămână, 10 zile, care sunt problemele, care sunt în sistem. Dacă sistemul ar fi fost funcțional, ar fi trebuit să circule deja primele rețete electronice. Până la remedierea deficiențelor, se pare însă că introducerea prescrierii electronice se lasă așteptată. Atenție, transportatorii, canicula impune restricții de tonaj pe toate drumurile naționale. În urma avertizării de cod portocaliu de căldură emisă de Administrația Națională de Meteorologie, autovehiculele de mare tonaj care circulă pe drumuri naționale vor trage pe dreapta începând de astăzi și până pe 6 iulie inclusiv.
Restricționarea circulației este necesară pentru protecția sectoarelor de drum asfaltat pe care, datorită temperaturilor ridicate din timpul zilei, se produc deformații majore irreversibile cu pierderea stabilității covorului asfaltic. Sunt vizate autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, a căror circulație este interzisă începând de astăzi și până vineri, în intervalul orar 11-20. Fac excepție transporturile de persoane, de animale vii și de produse perisabile, precum și vehiculele care participă la intervenții în caz de forță majoră. Nu vor trage pe dreapta mașinile poștale, cele care transportă carburanți și mărfuri sub temperatura controlată. Potrivit reprezentanților CNADNR, restricția va fi aplicată pe toate drumurile naționale din județele Alba, Satu Mare, Bihor, Arad, Hunedoara, Timiș, Caraș, Severin, Mehedinți și Dolj. Spitalul Județean de Urgență Alba organizează concurs pentru ocuparea 5 posturi temporar vacante de asistent medical și un post de îngrijitoare. Pentru înscrierea la concursul din data de 16 august, candidații trebuie să aibă o vechime minimă de 6 luni ca asistent medical și de 5 ani pentru un post de asistent medical principal. Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu. Spitalul Județean Alba are disponibile 2 posturi de asistent medical pentru laboratorul de analize medicale și unul pe secția de ATI. Pentru asistent medical principal este scos la concurs un post la ambulatoriul de specialitate și unul la urgențe. Spitalul Județean de Urgență Alba organizează în data de 16 august concurs pentru ocuparea a 5 posturi temporar vacante de asistente medicale și pentru un post de îngrijitoare curățenie. Dosarele pentru înscriere la concurs se depun până în data de 16 iulie la biroul personal din cadrul Spitalului Județean de Urgență Alba. Relații suplimentare cu privire la bibliografia și la conținutul dosarului pentru concurs se pot obține de la biroul de personal al Spitalului Județean la telefon 0258 820825 sau pe site-ul www.spitalalba.ro. La furt de fructe de pădure, 13 persoane din județul Bihor au fost amendate de jandarmii montani după ce au fost surprinse recoltând ilegal fructe de pădure din zona Arieșeni. Au fost confiscate peste 300 de kilograme de afine și aplicate amenzi de peste 10.000 de lei. În decursul a 2 zile, 13 persoane au fost surprinse de jandarmii din Arieșeni strângând ilegal afine. Toți cei care au pornit la furat de fructe de pădure sunt din județul Bihor și s-au ales cu amenzi contravenționale în valoare totală de 10.400 de lei. Totodată au fost ridicate în vederea confiscării și predate ocolului Silvii competent teritorial peste 300 de kilograme de afine nesortate. Recoltarea din Fondul Forestier Național a produselor nelemnoase specifice, fără acordul proprietarului sau al ocolului silvic care asigură administrarea pădurii, constituie contravenție silvică și se sancționează cu amendă de la 800 până la 1000 de lei. Conform codului silvic din martie 2008, cu completările și modificările ulterioare, fructele de pădure sunt considerate produse nelemnoase specifice Fondului Forestier Național. Astfel, recoltarea sau achiziționarea produselor nelemnoase specifice Fondului Forestier se face doar pe baza avizelor, a autorizațiilor și a actelor de estimare eliberate de unitățile silvice. Persoanele care își caută un loc de muncă în străinătate pot consulta oferta Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă în ceea ce privește joburile prin sistemul european EURES. În prezent, cele mai multe slujbe disponibile sunt în Austria, Danemarca și Cipru. Astfel, în Austria sunt căutați 20 de drujbiști cu experiență. Se cere limba germană mediu spre avansat și se oferă contract pe o perioadă de 6 luni. În Danemarca se caută 30 de lucrători stagiari calificați în ferme de animale, pentru care este obligatorie limba engleză. Se mai caută câte un medic patolog și radiolog. În Cipru, ofertele sunt pentru fizioterapeuți, bucătari și frizeri. Pentru cele 3 posturi de bucătar se cere vechime de minim 2 ani, cunoștințe de bucătărie orientală, limba engleză sau greacă. Pentru fizioterapeuți sunt necesare cunoștințe de masaj, iar pentru frizeri și cosmeticieni se cere limba engleză sau greacă. De asemenea, în Norvegia se caută reparatori acoperișuri plate, iar în Germania proiectant electrotehnic, programatori, manager, proiectant mecanică și asistent medical generalist. Oferta completă se poate consulta pe site-ul ANOFM, pagina EURES sau la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă. Crucea Roșie Română sărbătorește astăzi 136 de ani de istorie și activitate umanitară. Important simbol al speranței și alinării pentru toți cei aflați în nevoie, Crucea Roșie s-a aflat la datorie ori de câte ori războiul, epidemiile sau dezastrele au lovit țara, aflându-se și în prezent în serviciul comunității.
Crucea Roșie Română a luat ființă pe 4 iulie 1876, atunci când s-a deschis prima sucursală în incinta Spitalului Colția din București. De lungul istoriei sale, voluntarii din întreaga țară au acționat cu promptitudine și devotament ori de câte ori a fost nevoie. Doar în anul 2011, peste 400.000 de familii și persoane singure au beneficiat de serviciile de sprijin și informare, din care peste 120.000 au fost ajutate cu alimente de bază, produse de igienă, articole de îmbrăcăminte, încălțăminte și rechizite. Filiala noastră a considerat necesară marcarea acestui eveniment deosebit prin organizarea de activități specifice menite atât să sensibilizeze populația cu privire la programele noastre umanitare, cât și să fie alături de oamenii aflați în stare de necesitate pe urma caniculei, în urma instaurării codului portocaliu. Tot în cursul anului trecut, Crucea Roșie Română a avut 167 de intervenții în situații de urgență, precum incendii, caniculă, viscol, înzăpezire sau alunecări de teren. 10.000 de persoane au beneficiat de sprijin material de urgență sau de programe de pregătire pentru a ști cum să acționeze în caz de dezastre. Au continuat cursurile de surori voluntare de Crucea Roșie și cursurile de prim ajutor. Crucea Roșie, filiala Alba, aduce căldura să mulțumim tuturor partenerilor și colaboratorilor noștri, precum și voluntarilor, care se implică zi de zi în activitatea noastră umanitară și ne sprijină în implementarea programelor umanitare. Astăzi, Crucea Roșie Alba a amplasat un panou pe care trecătorii își pot expune păreri și gânduri cu privire la organizație, s-a oferit limonade, iar copiii implicați în acțiuni sub titulatura voluntară pentru o zi au primit diplome. În prima ședință din noul mandat, legislativul de Alba a aprobat înființarea în cadrul Consiliului Județean Alba a unui post de administrator public. Persoana încadrată prin concurs pe acest post își va desfășura activitatea pe durata mandatului președintelui Ion Dumitrel. Principala responsabilitate a administratorului public va consta în intensificarea, crearea și folosirea tuturor oportunităților la nivelul comunității locale în scopul eficientizării maxime a folosirii surselor și diminuarea costurilor. Poate însă să îndeplinească, pe baza unui contract de management încheiat cu președintele Consiliului Județean și atribuții de coordonare a aparatului de specialitate sau a serviciilor publice de interes județean. Nu în ultimul rând va participa și va fi consultat în procesul de alocare a resurselor materiale, financiare, umane și informaționale. Consilierii județeni l-au ales astăzi în unanimitate pe Mariana Itai ca reprezentant al legislativului de Alba în consiliile de administrație ale Spitalului Județean de Urgență și Spitalului de Pneumoftiziologia Iud. Directorul executiv al Direcției Dezvoltare și Buget a fost ales prin vot secret. Toate cele 30 de voturi exprimate au fost favorabile directorului executiv. Pentru Spitalul Județean Alba de Urgență, candidat Aitan Marian Florin, 30 de voturi exprimate, toate fiind valabile și vot anulat, voturi pentru 30, voturi împotrivă 0. Domnul Marian Aitan, este desemnat reprezentantul Consiliului Județean în Consiliul de Administrație a Spitalului de Urgență Alba Iunia, pentru același post în Consiliul de Administrație a Spitalului din Aiud, candidat domnul Aitan Marian Florin, 30 de voturi valabile exprimate și vot anulat, voturi pentru 30, voturi Mariana Itai are statut de membru pe locul devenit vacant ca urmare a decesului fostului reprezentant al legislativului de Alba în consiliile de administrație ale celor două spitale. Uniunea Social Liberală a schimbat marți președinții camerelor parlamentare. La Senat, Vasile Blag a fost înlocuit cu Crin Antonescu, iar la Camera Deputaților, Roberta Anastase cu Valerius Gonea. Tot marți a fost revocat și Gheorghe Iancu din funcția de avocat al poporului. Plenul Senatului a hotărât revocarea lui Vasile Blaga din funcția de președinte cu 70 de voturi pentru, o abținere și niciun vot împotrivă. Aceeași soartă a avut-o și Roberta Anastase, care a fost revocată din funcția de președinte al Camerei Deputaților cu 160 de voturi pentru. În locul acestora au fost instalați Crin Antonescu, președinte la Senat, cu 73 de voturi pentru și Valerius Gonea, președinte la Camera Deputaților, ales cu 161 de voturi pentru. Gheorghe Iancu, avocat al poporului, a fost la rândul revocat în plenul Parlamentului cu 236 de voturi. Într-o scurtă declarație de presă, președintele Traian Băsescu a cerut majorității parlamentare și liderilor acesteia să înceteze orice acțiune împotriva unor instituții ale statului, precum Curtea Constituțională, Avocatul Poporului sau Parlament. Uniunea Social Liberală a redactat cererea de suspendare din funcția președintelui Traian Băsescu. De altfel, USL a solicitat pentru joi și vineri convocarea legislativului în sesiunea extraordinară pentru suspendarea din funcția actualului președinte al țării.
Parlamentul ar putea da vineri undă verde suspendării din funcție a președintelui Traian Băsescu. Dacă legislativul va vota favorabil acestui demers, referendumul pentru demiterea președintelui Băsescu ar avea loc în cel mult 30 de zile. Ca atare, e posibil ca la sfârșitul lunii iulie să mergem la urne pentru a vota, dacă îl mai vrem sau nu, președinte pe Traian Băsescu. Lupta dură pentru putere din Parlament, inițiată de USL, a stârnit vii reacții și în Alba, în timp ce secretarul general adjunct al PDL, Ion Dumitrel, condamnă modul în care au fost efectuate schimbările de marți din Parlament, liderul PSD Alba, Ion Dârzu, consideră că a fost un act absolut democratic. Președintele Consiliului Județean Ion Dumitrel consideră că liderii Uniunii Social Liberale atacă instituțiile statului pentru că se știu cum usca pe căciulă. A fost o reacție a reprezentanților celor care se tem de statul de drept, de legislația care este, iată, aplicată de instituțiile care se ocupă de respectarea legilor, și aceasta s-a întâmplat. Într-adevăr, a fost o reacție extraordinar de dură, ceea ce înseamnă că cei care au votat ieri împotriva a tot ce s-a votat, schimbări radicale care s-au încercat, cu nerespectarea legii, deci toți acești oameni s-atem, au ceva de ascuns. Liderul democrat liberal consideră că acțiunile USL se pot defini ca o tentativă de lovitură de stat. Nu-i departe de adevăr atâta timp cât ameninți schimbi avocatul poporului pentru că și-a făcut treaba, ameninți și încerci să schimbi și Curtea Constituțională și pentru că și-a făcut treaba, schimb președintele Senatului fără să respecti regulamentele și legile și să spui, așa cum spunea actualul președinte ales al Camerei Deputaților, că poate să vină și mama Curții Constituționale, ei vor face ce vor ei. Deci, totuși, de 20 de ani de zile s-a făcut o regulă în statul român și trebuie respectată. Cred că și lui domnului Iliescu e rușine de ceea ce fac cu urmașii săi. Opinia președintelui PSD Alba, Ion Dârzu, este diametral opusă. Până la urmă, ce s-a întâmplat ieri în Parlament a fost un vot democratic, majoritatea și-a impus punctul de vedere. Nu trebuie să uităm și de activitatea pe care a avut-o Robert Anastase și de abuzurile pe care le-a făcut, cu siguranță că majoritatea și-a spus cuvântul. Eu cred că dacă sunt anumite comentarii pe acest subiect, credem că organele de abilitate își vor spune acest punct de vedere din punct de vedere legal. Mie mi se pare că majoritatea trebuie să se impună și mi s-a părut un lucru extrem de corect ieri. Sigur, cei de la, mă refer la domnul Blaga și doamna Anastasie, se simte oarecum frustrați, dar, încă o dată, le recomand să se uite în activitatea pe care au avut și în abuzul pe care l-au făcut. În Parlament există majoritate, este normal ca această majoritate să-și impună punctul de vedere. Toate aceste acțiuni ale Uniunii Social-Liberale au o țintă clară și anume suspendarea președintelui Traian Băsescu. Ziua Rozelor, ajunsă la cea de-a 11-a ediție, va avea loc sâmbătă la Ciumbrud. Din program fac parte Parada Florilor, lansare de lampioane, vizite la câmpurile de trandafiri, Balul Rozelor și desemnarea celui mai frumos trandafir al anului. Organizatorii celei de-a 11-a ediție a Zilei Rozelor îi invită la Ciumbrud sâmbătă, începând cu ora 9, pe toți iubitorii trandafirilor pentru a petrece în compania delicatelor flori. Ziua Rozelor a ajuns deja la 11-a ediție. Suntem foarte bucuroși să anunțăm pe toți vizitatorii că va fi o sărbătoare de excepție a florilor. Vrem să fie o sărbătoare la care toată lumea să petreacă cât mai frumos câteva ceasuri în compania trandafirilor în primul rând, dar a tuturor florilor care vor fi vedetele acestei sărbători. Participanții vor putea lua parte chiar și la un spectacol de operetă cu invitați speciali de la Teatrul din București și din Budapesta. O să începem Ziua Rozelor cu o paradă a florilor. Vor fi pe acorduri de muzică de fanfară, mașini decorate cu flori, trăsuri, chiar și biciclete. Vom avea o demonstrație de majorete. În această lungă paradă, sperăm noi, vor fi copiii de la tabăra de dansuri populare care va avea loc în aceeași perioadă la Ciumbrud.
După parada mașinilor decorate cu flori, va fi deschiderea oficială care va avea loc la Ciumbrud, urmată de asemenea de o paradă prin localitatea Ciumbrud, o paradă a florilor. După aceea se vor vizita standurile expozanților, care sunt membrii Asociației Cultivatorilor de Trandafiri din zona Ciumbrud, Amicii Rozelor. Și cum altfel ar putea fi încununată o astfel de sărbătoare decât cu desemnarea celui mai frumos trandafir al anului și cu mult așteptatul bal al rozelor. Statele Unite ale Americii sărbătoresc astăzi Ziua Independenței. De 236 de ani, americanii celebrează pe 4 iulie libertatea exprimării, a religiei, a presei și a tot ceea ce înseamnă drepturi fundamentale ale omului. Președintele Statelor Unite ale Americii Barack Obama și soția sa Michelle vor sărbători Ziua Națională alături de militari și familiile lor invitați la Casa Albă pentru un grătar, un concert și focuri de artificii. Cu o suprafață totală de peste 9,6 milioane de kilometri pătrați, Statele Unite se situează pe poziția a treia a celor mai întinse țări, după Rusia și Canada. La nivel de populație, SUA se clasează pe același loc după China și India, cu aproximativ 296 de milioane de locuitori. Un grup de utilizatori de internet au pus bazele unei petiții intitulate Declarația Libertății Internetului. Documentul, constituit pe 5 principii, susține un internet liber și deschis, opunându-se încercării de control la guvernelor. Credem că un internet liber și deschis poate aduce o lume mai bună, declară inițiatorii în preambulul petiției. Pentru a păstra internetul liber și deschis, facem apel la opinia publică, industrie și state să recunoască aceste principii. Credem că acestea ne vor ajuta să aducem mai multă creativitate, inovare și o societate deschisă. În esență, principiile declarației vorbesc despre dreptul la exprimare pe internet fără cenzură, promovarea accesului universal la rețele rapide și accesibile, păstrarea internetului ca o rețea deschisă unde oricine este liber să se conecteze, să comunice, să creeze și să acceseze informația, precum și protejarea intimității și dreptul fiecăruia de a-și controla informațiile și dispozitivele folosite. Versiunea curentă a Declarației Libertății Internetului poate fi accesată și semnată pe site-ul internetdeclaration.org. Știrile iau sfârșit aici. Dacă ați fost martorul unui eveniment ieșit din comun sau dacă aveți o informație care poate deveni o știre, o puteți trimite pe adresa contact@albatv.ro sau la numărul de telefon 0371020000, iar noi vom avea grijă ca aceste subiecte să ajungă în atenția publicului și autorităților. Rămâneți în continuare cu știrile sportive și datele despre starea vremii. Eu sunt Anca Huț și vă mulțumesc pentru atenție. La revedere! Bine v-am găsit la știrile din sport. Situația clubului Fanion al județului Unirea Alba Iulia este tot mai delicată pe zi ce trece. Nu s-a ajuns la niciun numitor comun cu autoritățile locale și județene, astfel echipa ce a înfruntat Steaua, Dinamo sau Rapid este la un mic pas de a se desființa. Toată lumea așteaptă să se clarifice această situație pentru a începe pregătirile pentru sezonul viitor. Președintele clubului Mihai Lăscălescu va purta săptămâna aceasta discuții cu autoritățile județene și locale. Acesta speră că aceste discuții să aibă rezultat și să ajute clubul să iasă din impas. Nimic nu este sigur în aceste momente la echipă, mulți jucători neștiind unde vor evolua în sezonul următor. Mureșan, Șerban, Pascal, Bumbac, Bucurică, Oara, Șular, Petrescu și Stan au rămas la prima echipă. Negură, Oprea și Lasc vor continua alături de coechipierii lor doar dacă la echipă va fi rezolvată situația financiară. La capitolul plecării, Unirea Alba Iulia și-a pierdut golgheterii pe Plănicianu și pe Carov, care se află momentan la echipa fostului antrenor unirist Aurel Șunda, Săgeata Năvodari. Timpul presează în curtea clubului din Cetatea Mare Unirii, însă nu este târziu pentru a construi o nouă echipă care să poată pe umeri meciurile grele din Liga a doua. Nou promovată în Liga 3, echipa Europa Alba Iulia va disputa meciurile de pe teren propriu pe gazonul care le-a jucat și în Liga 4. Baza sportivă din Drâmbari este Casa Europenilor din 2009, de când s-a înființat echipa. De pe acest stadion a reușit cei de la Europa să termine pe prima poziție în Liga 4 și tot aici vor disputa și meciurile din Liga 3. Fiind nou promovat în a treia ligă, Europa va putea juca un an la baza sportivă ce o găzduiește. Dacă vor rămâne în ce echipă, va fi nevoită să desfășoare anumite lucrări destinate bazei sportive. Lucrările vor fi de îmbunătățire și de mărire a capacității. Cel mai probabil vor avea parte de tribune, însă aceste subiecte vor fi luate în calcul abia la anul. La echipă nu a fost adus niciun jucător până în acest moment și nu a părăsit nimeni corabia, deoarece toată lumea dispune de vacanță după campionatul greu prin care au trecut. Președintele echipei, Liviu Coacăz, a declarat că actualul antrenor Alin Hancăș va rămâne cu siguranță la a treia divizionară.
Cristi Chivu este aproape de a reveni la națională. Nu este un zvon, a declarat chiar el că a lăsat loc de bună ziua și ar sta pe gânduri la următoare convocare. Ar fi un lucru de bun augur pentru echipa noastră, care dă semne că are nevoie de un lider în teren și în vestiar, iar acela poate fi de departe Cristi Chivu. Fundașul lui Inter a declarat într-un interviu pentru Gazeta Sporturilor că se va întâlni în aceste zile cu Victor Pițurcă pentru a discuta despre revenirea sa la echipa națională. Acesta a declarat că este foarte dor de meciurile internaționale și a spus că nicio atmosferă de la niciun club la care a jucat, indiferent de ce a cucerit, nu i-a dat mai mare emoții decât cea de la lotul primei reprezentative. Fundașul și-a prelungit contractul cu Inter Milan, formația la care evoluează din 2007, și a spus că dorește să-și încheie cariera la Nerazzurri. Acesta a debutat în Naționala României în 1999 și a adunat 75 de selecții până în momentul retragerii. Dacă va reveni la Națională, Chivu va fi cu siguranță jucătorul cu cea mai mare experiență din lot și ar fi un plus pentru România în vederea calificării la Campionatul Mondial din Brazilia. Acestea au fost știrile din sport, rămâneți în continuare alături de Alba TV. Bun găsit la o nouă rubrică Meteo. Ne aflăm sub avertizare cod portocaliu, astfel încât canicula persistă și chiar se intensifică. Disconfortul termic este în continuare deosebit de accentuat, iar indicele temperatură umezeală atinge și depășește pragul critic de 80 pe arii extinse. Cerul este variabil, mai mult senin, iar în această după-amiază, pe arii restrânse la munte vor fi posibile ploi de scurtă durată, însoțite de descărcări electrice. Temperaturile maxime sunt cuprinse între 29 și 38 de grade, iar cele minime între 15 și 25 de grade, ușor mai scăzute în depresiuni. Așadar, în această seară, mercurul din termometre va coborî până la valoarea de 28 de grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 27 de grade la Aiud, 26 de grade la Blaj și 20 de grade Celsius vor înregistra termometrele la Câmpeni. Noaptea vine cu valori de 17 grade la Alba Iulia și Sebeș, vor fi 16 grade la Aiud și Blaj și 15 grade Celsius se vor înregistra la Câmpeni. Vremea se va menține caniculară și în după-amiaza zilei de mâine, în cea mai mare parte a țării, iar disconfortul termic va fi accentuat. Cerul va fi variabil, iar în cea de-a doua parte a zilei și noaptea vor fi averse, descărcări electrice și unele intensificări ale vântului local în zona de munte, cu posibile condiții de grindină. Temperaturile maxime se vor încadra de la 29 și 38 de grade, iar cele minime se vor încadra între 16 și 26 de grade, mai scăzute în depresiuni. Așadar, aproximăm pentru mâine valori termice de 37 de grade în majoritatea zonelor, cu excepția zonelor montane, unde regimul termic va fi ceva mai scăzut, cum ar fi orașul Câmpeni, unde se vor înregistra 34 de grade Celsius. Tot caniculă se anunță și pentru poimâine, astfel încât temperaturile maxime vor fi cuprinse în general între 30 și 37 de grade, iar cele minime se vor încadra între 15 și 25 de grade Celsius. Doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile meteorologice din această seară. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!